Deșteptarea. Se simte că ne întoarcem de la mare, nu? Adică da, am venit și cu muzica pic după noi. Da, și suntem un pic așa încă plin de soare și încărcați și de oboseală, dar oboseală așa plăcută. Ne da, e o oboseală plăcută. Suntem și în post, ne-am abținut la multe lucruri în weekendul ăsta. Am rămas uimit, la ce te-ai abținut? Că chiar mă uit așa, cu curiozitate. Da. Odihnește-te în continuare. Deci nu... Nu, am văzut o știre aici. O rusoaică a dat în judecată un fast food pentru că o reclamă a lanțului de restaurante a făcut-o să își strice postul mare. Ce s-a întâmplat? Adică? Era atât de apetinsantă reclama aia pe care a văzut-o ea, încât era o reclamă la un cheeseburger. Înțelegi? Ok. Și treaba asta, reclama aia a făcut-o să strice postul în perioada dinaintea Paștelui, în 2019, când am văzut panoul publicitar, probabil era un panou publicitar așa la margine de șosea, cu un cheeseburger din ăla... Da. Care curge un pic brânzica, așa. E, treaba asta a făcut-o să strice postul. Aici și a zis că nu s-a putut abține. Femeia a mâncat cheeseburgerul respectiv în aprilie 2019. A mers la restaurantul ăsta după ce a văzut reclama și spune că ea a ținut cu succes postul mare timp de 16 ani până când a văzut reclama asta și s-a întâmplat nefăcuta în 2019. Solicită daune morale de 1000 de ruble, adică 14 dolari, ce paritate bună au și rușii ăștia, 1000 de ruble. Ce interesant, nici n-a cerut mult, adică... Da. Considerând că s-a încălcat legea de protecție a consumatorului și că i s-a insultat simțul religios. Cum ar trebui să procedeze comercianții? Să acopere reclamele în timpul postului? Exact. Nu, să pun un asterisc de la cu litere mici. Dacă sunteți în post, nu vă uitați. Da, aia zic că și noi am fost la mare, ispitele erau peste tot, însă suntem în post și ispitele culinare, normal, și ne-am abținut. Deșteptarea